Caută pe bărbatul care l-a lovit până la sânge pe Gelu Voican Voiculescu. Incidentul a avut loc în piața universității, în timp ce fostul viceprim-ministru își făcea drum, huiduit și îmbrâncit prin mulțimea revoltată de prezența lui acolo. A fost nevoie de intervenția jandarmilor pentru a-l scoate pe Voican Voiculescu din Buzdal. Lumea, să duci la pușcărie, o să plângi, nu? O să fii coleg! Cu Dragnea, nu? Criminalul! Se fac de secția 1, poliție, după ce știm foarte bine că în jurul orei 12 și 15 minute acest bărbat l-ar fi lovit cu o cârjă în cap pe Gelu Voican Voiculescu în toată îmbulzeala aceea. Ei bine, imediat după aceea s-a retras din mulțime și s-au într-o mașină. De altfel, forțele de ordine știu exact cum arată acest bărbat și au luat de pe camere de supraveghere imagini, așa fel încât să identifice numărul mașinii cu care a plecat acesta. Are undeva la 60 de ani și imediat ce va fi găsit, va fi prezentat la secția 1 poliție pentru a da o declarație în legătură cu cele întâmplate acolo. De altfel, până acum, Gelu Voican Voiculescu nu a depus plângere la secția 1 poliție. Este așteptat și acesta să depună plângere. Din informațiile pe care le avem, se află la spital pentru a primi îngrijiri medicale în urma loviturii primite, însă are destul timp să depună această plângere pentru că știm foarte bine, conform legii, are la dispoziție 90 de zile pentru a depune plângere în ceea ce privește această agresiune. E bine, dacă va fi găsit vinovat agresorul, va fi acuzat de lovituri și alte agresiuni și alte violențe și va răspunde în fața legii imediat, însă ce va fi găsit de către forțele de ordine și va fi adus evident pentru a fi audiat în legătură cu ceea ce s-a întâmplat astăzi. Mulțumim foarte mult!